Sărămâna mă numesc Șerban, iar astăzi am să vă citesc o poveste din colecția Povești Nemuritoare. Povestea pe care am să vă citesc azi se numește Întrecerea între un crab și o vulpe. Într-o zi, o vulpe, mergând de-a lungul unei ape, văzu pe nisip un crab. Stătea nemișcat acolo. Te salut, crăpceanule, îi se adresă vulpea. Se spune că tu ești cel mai leneș dintre toți peștii și că nu ești în stare să fugi. O fi oare adevărat? Plecărel, cum mătră vulpe, alerg la fel de iute ca și tine, îi răspunse crapul. Nu te cred, spuse din nou vulpea, decât dacă vrei să ne luăm la întrecere. Pun rămășa că oi fi mai iute ca tine, își dădu cu părerea crapul. Își fixară mai întâi un loc unde aveau să se oprească și după aceea s-a hotărât ca vulpea să fugă de-a lungul apei, iar crapul prin apă. Crapul era renumit de leneș, dar nu și de prost. El a găsit timp să-i șoptească de întrecere altui crap, care se afla întâmplător lângă el. Și tot așa, mai departe, acesta prietenului său din apropiere, de seduse vestea de rămășagul pus de cei doi. Astfel, în câteva clipe, toți crapii din apă știau de această cursă. Gâfâind după ce alergase o bună bucată de drum, vulpea strigă înspre apă. Crapule, m-ai ajuns? Iată-mă, aici sunt, îi dădu răspunsul crapul din dreptul ei. Vulpea încercă să fugă și mai iute. Și după câtva timp iar întrebă, crapule, m-ai ajuns? Iată-mă, îi răspunse alt crap care se afla în locul cel mai apropiat de ea. Și tot așa până ce ajunse la locul hotărât, când vulpea întrebă pentru ultima oară, crapule, unde ești? Și crapul de lângă ea răspunse leneș, tăvălindu-se pe nizipul de pe marginea apei. De când te aștept cu mătră vulpe, dar a cam trecut vreme până să mă ajungi. Abia atunci și-a dat seama și reata vulpe că de data asta a fost ea cea păcălită și răzbunarea ei a fost că de atunci încolo n-a mai stat de vorbă cu peștii și dacă a deschis gura în fața lor, a făcut-o numai ca să-i înghită. Aceasta a fost povestea de astăzi și până data viitoare, spor la citit!